Arhiepiscopul Tomisului l-a luat în colimator pe femeile divorțate. În caz de recăsătorie, noii soți comit adulter, spune Teodosie. Tot el mai spune că ar exista și excepții. Colega mea, Raluca Sevastru, a cerut lămuriri de la Arhiepiscopie și ni se alătură cu toate detaliile. Raluca, bună seara! Bună seara, Radu, și bun găsit tuturor! Arhiepiscopul Tomisului, Teodosie, spune că e nevoie de o anchetă. Preotul trebuie să se intereseze de ce a divorțat femeia care caută o nouă cununie religioasă și o nouă căsnicie. În funcție de rezultate, ajungem la două situații. Dacă femeia respectivă a vrut chiar ea să divorțeze, atunci bărbatul care o ia de soție comite un adulter. În schimb, dacă femeia nu a cerut divorțul, ci fostul ei soț a făcut asta, atunci are trecere în ochii arhiepiscopului și se poate recăsători liniștită. Arhiepiscopul Tomisului nu este la prima declarație controversată. Sfântul Sinod va discuta în următoarea întrunire situația în al preasfințitului Teodosie sub acuzațiile de, citez, tulburarea păcii din viața bisericii și a societății prin acte de răzvrătire, indisciplină și presiune publică. Se face referire inclusiv la încercările repetate ale lui Teodosie de a transforma arhiepiscopia sa în mitropolie. Acestea au fost informațiile. La revedere! Dacă v-ați cumpărat telefoane mobile sau televizoare în perioada pandemiei, trebuie să știți că probabil ați plătit mai mult decât trebuia. Consiliul Concurenței a descoperit că patru mari jucători de pe piața produselor electronice și electrocasnice s-ar fi înțeles să majoreze artificial prețurile chiar atunci când vânzările înregistrau creșteri uriașe. Toate cele patru companii vizate și-au recunoscut vina. Dacă ne uităm pe acest grafic cu evoluția prețului unui telefon mobil lansat în 2019, vedem creșteri în aprilie și decembrie 2021. Prețul a urcat în doar câteva luni chiar și cu 600 de lei. Se pare că aceste scumpiri au fost făcute din pix. Patru mari retaileri din piața de electronice ar fi bătut palma să crească artificial prețurile pentru televizoarele și telefoanele mobile noi în perioada 2019-2021, spune Consiliul Concurenței. E un singur cuvânt, horror. Atât. N-ai cum. Păi este o fraudă, nu? Cred că avem destule informații încât să ne documentăm pe internet, să vedem unde găsim un preț mai accesibil. Doar că aceia care au vrut să-și cumpere un telefon nou nu au avut această opțiune. Ideea era de a vinde întâi produsele din generația anterioară și pentru asta nu reduceau prețurile la produsele noi. Dacă o înțelegere ilegală, de ce? Pentru că în felul ăsta prețurile la produse noi erau mai mari decât ar fi fost în mod normal. Doar că cei care au vrut să-și cumpere un telefon nou nu au avut această opțiune. Pentru asta, Consiliul Concurenței i-a sancționat pe comercianți cu 123 de milioane de lei. Toate cele patru companii și-au recunoscut vina și au plătit amenda. Vom continua să ne stabilim independent strategia comercială, respectiv politica de prețuri și oferte, fără a permite vreodată intruziunea oricărei terțe părți. Am pus la dispoziția autorităților în mod transparent toate informațiile necesare pentru clarificarea situației. Ne angajăm să îmbunătățim în continuare politicile și procedurile noastre interne. Au transmis comercianții vizați de investigația Consiliului Concurenței. Înțelegerea ar fi avut loc în perioada pandemiei, când vânzările de electronice au explodat pentru că lumea stătea acasă și se uita la televizor sau ținea legătura cu lumea prin intermediul telefoanelor mobile. Cei mai mulți au investit în telefoane și televizoare noi la vremea aceea. Drept dovadă, în 2021, vânzările de smartphone-uri au crescut cu 20%. Nu este o noutate că în situații de criză, unele companii profită, spun experții. Să nu uităm că în perioada respectivă a venit peste noi valul acela de izolare, în care toți eram izolați în casă și nu puteam comunica cu cei dragi decât prin apelurile video. Am trecut cu toții de la telefoane mobile mai puțin sofisticate la telefoane mobile mai sofisticate. Afacerile, dar ele nu fac protecție socială, asistență socială, ele valorifică orice oportunitate apărută în piață. Consiliul Concurenței are acum în derulare peste 50 de investigații pentru astfel de practici ale comercianților. Ultima lună de iarnă aduce temperaturi cu 15 grade mai mari decât ar fi normal, iar meteorologii spun că aceste valori neobișnuite sunt așteptate și în săptămânile următoare. La mare, de pildă, este deja primăvară în toată regula. Cu 18 grade în atmosferă și o briză blândă, oamenii au renunțat la gecile de iarnă și s-au plimbat desculți pe nisipul încălzit de soare. Alții au încercat și apa mării. Excepțională, mai mult de atât nu pot să spun.
Deci excepțională. Eu așteptam data de 1 mai, dar am făcut vreo 3 ture și am zis intru un pic așa, măcar și am intrat de 3 ori. Ați renunțat și la geacă? Am renunțat pentru că e cald. Apa mării are 6 grade Celsius, dar a intrat deja într-un proces de încălzire. Foarte faină vremea, nu suficient de baie, cum așa au dorit copiii. Apa, ați încercat-o? Da, mie, pentru mine este ok. Nici faleza cazinoului nu a dus lipsă de vizitatori. Am venit să ne recreăm, mă bucur de aer, venim de la București, mai exact în zona Pipera. Cum ați prins vremea la malul mării? Super, știam că va fi frumos astăzi. Normal că facem și poze, o să și filmăm. Mihai a venit special de la București pentru peisajul de vis de aici. Super, am stat toată săptămâna cu ochii pe aplicația Meteo și am zis că la munte merge mereu. O zi frumoasă la mare și mai e și vineri. Chiar o să fac un album foto special cu 22 de grade în luna februarie și mai ales că acum o săptămână, două era ger. Vremea a fost potrivită și pentru cei care au vrut să se plimbe cu mașina decapotabilă. Am vrut să mă relaxez prin vineri, să mă distrez un pic, după am învățat clasa 12, am un pic mai greu. Te-ai plimbat așa prin oraș? Da, atrag priviri, e exact ce trebuie. În următoarele săptămâni, vremea rămâne neobișnuit de caldă la nivel național. Sunt prognozate maxime cuprinse între 10 și 20 de grade, cu aproximativ 15 grade mai mult decât ar fi normal în februarie, ultima lună de iarnă. Newstime se oprește aici, sunt Radu Andrei Tudor, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți pe Canal de 2, să aveți un weekend așa cum vă place. Bună seara! La noapte, valorile termice vor fi mai mari decât în mod obișnuit, astfel că temperaturile minime se vor încadra între minus 1 și 11 grade. Cerul va fi mai mult noros în vestul, nordul și centrul țării, iar în rest va avea înnorări temporare. Va ploua în Maramureș, local în Crișana, Transilvania și Moldova și izolat în Banat, iar la altitudini mai mari, la munte, vor fi posibile precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în nordul Crișanei, dar și în munții Apuseni și în nordul Carpaților Orientali. Mâine, valorile de temperatură vor fi mai mari decât cele specifice perioadei. Cerul va avea înnorări temporare în sudul, estul și parțial în centrul țării, iar în rest va fi mai mult noros. Va ploua slab în Maramureș, pe arii restrânse în Crișana și Transilvania și izolat în Banat și Moldova. La altitudini mari, la munte, trecători vor fi precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană înaltă, dar local și în vestul, nord-vestul și sud-estul teritoriului, cu viteze în general de 45-55 de km la oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 11 și 20 de grade. Să vedem ce se va întâmpla cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia, cerul va prezenta înnorări, iar în termometre se vor înregistra 18 grade în Târgoviște și tot atâtea în Slobozia. În Transilvania va fi o zi cu atmosferă închisă. Se vor înregistra 16 grade în Brașov, 15 grade în Alba Iulia. În Moldova cerul va fi mai mult înnorat și izolat va ploua. Vor fi 20 de grade în Galați, 14 grade în Piatra Neamț. În vestul țării se anunță vreme mohorâtă. Temperaturile ajung la valori ridicate pentru această dată, de până la 16 grade în Oradea, 18 grade în Reșița. În Oltenia cerul va fi în mare parte acoperit de nori. Se vor înregistra 16 grade în Craiova, 17 grade în Slatina. În Dobrogea vremea va fi caldă, dar soarele își va face cu greu apariția. Temperaturile ajung la 18 grade în Constanța, 19 grade în Tulcea. În capitală, vremea a fost frumoasă și deosebit de caldă. Cerul a fost variabil, vântul a suflat slab și moderat, iar temperatura maximă a fost de 20 de grade. La noapte, cerul va avea înnorări temporare, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 6 grade. Mâine, valorile termice se vor situa mult peste cele specifice datei, astfel că temperatura maximă va fi de 18-19 grade. Cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab până la moderat. La munte, valorile de temperatură vor fi mai mari decât cele specifice perioadei. Cerul va fi mai mult noros și local va ploua, iar la altitudini mari, trecători vor fi precipitații mixte. Vântul va sufla moderat, cu intensificări în zona înaltă. O seară frumoasă!